Astăzi, în meniul Motorvlog TV, avem de testat noua Honda HR-V. Pe scurt, acesta este un crossover compact, oferit cu o singură versiune de motorizare, exclusiv cu tehnologie full hybrid, alături de alte trei variante de echipare distincte. Ca de obicei, o să începem discuția despre prețuri. La momentul acestei filmări, HR-V are un preț ce pornește de la 31.540 de euro pentru nivelul de echipare eleganță, în timp ce versiunea aceasta pe care o testez eu acum costă 35.540 de euro. Numită Advanced Style, aceasta este de altfel și echiparea de top. Prin programul Rabla 2022 beneficiezi însă de un bonus de maximum 3.000 de euro, ceea ce înseamnă teoretic că poți avea această mașină pentru 32.540 de euro, cu tot cu TVA inclus. Ca rivali, Honda HR-V are de înfruntat multe alte modele, pentru că joacă într-un segment de piață extrem de popular. Eu aș zice însă că poate Nissan Qashqai ar fi cel mai important dintre rivali, chiar dacă Qashqai-ul în acest moment are doar motorizări cu tehnologie mild hybrid. În fine, testul meu cu noul Qashqai poate fi văzut pe undeva pe aici, într-un banner, dacă dai un click. Pe de altă parte, ținând cont de forma de cupe oarecum a noului HR-V, putem pune pe listă și Mazda CX-30. Iar dacă ne uităm la un model cu tehnologie full hybrid, atunci Toyota CHR intră și el pe lista rivalilor. În continuare, eu cred că modelele cu tehnologie full hybrid sunt mai potrivite pentru marea majoritate a românilor decât cele de tip plug-in hybrid. Din simplu fapt că un plug-in hybrid necesită încărcare, dar și de faptul că abilitățile de încărcare ale modelelor plug-in nu sunt tocmai ideale, iar puterile maxime de încărcare sunt relativ reduse, mai ales dacă le comparăm cu cele ale modelelor complet electrice. Și atunci, dacă nu ai acces la o priză, fie acasă, fie la birou, deținerea și încărcarea unui astfel de model sunt puțin mai complicate. Sigur, ai putea să nu încarci mașina niciodată, dar atunci nu ai făcut mare lucru. Ba din contră, cred că mai degrabă ai făcut o mică prostie, pentru că nu faci altceva decât să cari o baterie mare după tine degeaba. Prin urmare, dacă nu ai acces la o priză, un model full hybrid, așa cum este HR-V-ul, devine alegerea ideală. Mai ales că Honda a dezvoltat și perfecționat această tehnologie, astfel încât consumul de carburant pe care îl obții să fie unul redus. De exemplu, consumul urban obținut de mine în traficul super aglomerat de București este de 5,9 litri la 100 de kilometri. Iar pe drumul din București până pe cheile Dobrogei și înapoi, cu peste jumătate din distanță parcursă pe autostradă cu viteze de autostradă, consumul a fost de 5,4 litri la 100 de kilometri. Mai mult, în această dimineață, mergând în modul eco, traversând Bucureștiul plus câțiva kilometri pe DN1 și conducând însă cu grijă consumului, am obținut 4,2 litri la 100 de kilometri. Iar treaba asta și experiența mea îmi dovedește că acest sistem hibrid al celor de la Honda este unul foarte eficient. Pe de altă parte, este și unul extrem de avansat. Practic, sistemul de propulsie de pe Honda HR-V înglobează 3 motoare, unul pe benzină și alte 2 motoare electrice plus o baterie, oarecum similar cu ce vedem pe noul Jazz, dar cu o baterie mai mare, precum și o creștere a puterii și a cuplului. Motorul pe benzină este unul de 1,5 litri cu 4 cilindri și dezvoltă o putere maximă de 107 cai putere, alături de un cuplu cu o valoare de 131 Nm. Pe de altă parte, motorul electric are 131 de cai putere și 253 Nm. Tracțiunea este doar pe puntea față, iar transmisia este un ECVT. Ca informație de trivia, sprintul de la 0 la 100 de km pe oră durează 10,7 secunde, iar viteza maximă este de 170 de km pe oră. În același timp, consumul mediu declarat de Honda în regim mixt conform normelor de testare WLTP este de 5,4 litri la 100 de km. Și ținând cont de consumurile pe care le-am obținut eu, ce declară Honda, eu cred că este foarte apropiat de realitate.
Pe de altă parte, acest sistem hibrid alternează automat între trei moduri de condus pentru a oferi o eficiență maximă fără ca tu să ai bătăi de cap și să selectezi cine știe ce chestii pe aici. Primul dintre aceste moduri este electric drive, iar aici bateria propulsează mașina. Interesant este însă faptul că în oraș, în traficul bară la bară, vei rula foarte mult pe baterie, pentru că aceasta se încarcă repede. Honda spune că în jur de 80% din timp vei rula strict electric în oraș. Al doilea mod este hybrid drive, cel în care motorul pe benzină funcționează ca un fel de range extender. În acest mod, motorul pe benzină angrenează generatorul, adică al doilea motor electric, și încarcă bateria, în timp ce motorul electric principal este cel care propulsează mașina. Al treilea mod se numește engine drive și apare în cazuri foarte specifice, în special pe drumuri naționale, atunci când mergi constant cu viteze medii. Pentru că în acest context, motorul pe benzină este cel mai eficient și de altfel cel mai puțin solicitat. Iar pentru a completa un sistem hibrid avansat, Honda HR-V are parte și de frânare regenerativă reglabilă în 4 trepte de intensitate prin intermediul celor două padele de pe volan. Pentru a acționa însă acest mod al frânării regenerative, trebuie să treci acest selector în poziția B. Adică din drive îl treci în B și ai astfel și această frânare regenerativă. Alături de modurile alternative ale sistemului de propulsie, există alte trei moduri de condus pe care le poți selecta folosind acest mic comutator de aici. Ai la dispoziție Eco, Normal și Sport. Dar, pentru că experiența oferită de HR-V este atât de relaxantă și de confortabilă, am lăsat totul în modul normal și m-am bucurat de drum. Și apropo de drum, Honda HR-V să știi că este o mașină confortabilă, liniștită și calmă. Nu ți va oferi sportivitate, dar îți va oferi o experiență plăcută care mizează mai degrabă pe o stare de bine și lipsită de griji. Suspensia este setată pentru a pluti peste gropi și denivelări în liniște aproape de plină, iar direcția urmează comenzile tale fără să-ți răspundă cu trepidații sau cu vreun feedback anume. Pe drumurile virajate, HR-V este o mașină plăcută, însă apare o mișcare de rulii consistentă dacă exagerezi. Pe de altă parte, cât timp judeci corect vitezele de intrare în viraj, comportamentul este unul cursiv, fluid și foarte predictibil. Și HR-V-ul mai face ceva foarte bine. Știe, în mare parte din timp, să-ți ofere un nivel de rafinament pe care nu prea ai cum să-l regăsești în acest segment de piață. Fără zgomote de suspensie, fără zgomot de rulare și cu puțin zgomot de vânt. HR-V este, după toate considerentele, o mașină confortabilă, iar liniștea din interior este întreruptă doar atunci când ai nevoie să accelerezi rapid. Atunci când îi ceri motorului pe benzină să îți livreze toată puterea de care el este capabil, zgomotul devine unul puternic și nu chiar plăcut. Este acel zgomot tipic pe care motoarele îl produc atunci când sunt conectate la transmisii de tip CVT, care țin cumva motorul la o turație constantă în timp ce viteza crește. Nu e deranjant în adevăratul sens al cuvântului, dar este contrastant prin comparație cu restul momentelor pe care le petreci în mașină. Interiorul HR-V-ului este și el în partea superioară a clasei din care face parte această mașină. Materialele sunt surprinzător de bune în marea majoritate a zonelor, cu texturi plăcute, solide și per total este un interior bine construit. Scaunele sunt confortabile, sunt moi și au o susținere foarte plăcută pentru zona lombară. Iar poziția la volan e ușor de găsit grație reglajelor ample pentru volan și scaun. Unde mi-ar fi plăcut să văd ceva mai mult din partea japonezilor este zona display-ului central. Pare că soluțiile grafice au rămas puțin în urmă, chiar dacă răspunsul ecranului este unul foarte bun. Pur și simplu, grafica nu pare în ton cu vremurile. Dar altfel, așa cum spuneam, ca răspuns și ca organizare a meniurilor, totul este în regulă aici. Iar faptul că ai compatibilitate cu Apple CarPlay
cumva face ca nivelul graficii să devină puțin irelevant. Instrumentarul de bord oglindește într-o oarecare măsură elementele display-ului central și completează informațiile într-un mod logic și intuitiv, ușor de accesat prin intermediul comenzilor de pe volan. Aici chiar n-am nimic de reproșat pentru că totul arată bine, este limpede și foarte clar. La nivel de spațiu, i-ai putea reproșa HRV-ului faptul că are un portbagaj cam mic. Și pe bună dreptate, cu un volum de 320 de litri, acest portbagaj este printre cele mai mici din segment. Dar, și cu un foarte mare dar, acest neajuns este compensat de spațiul disponibil pe bancheta din spate, unde spațiul pentru picioare este absolut fabulos și nu cred că există cineva care ar putea spune că nu stă bine în HRV pe bancheta din spate. Mai mult, pentru că rezervorul de combustibil este poziționat inteligent, HRV are scaunele magice ale celor de la Honda. Pe lângă faptul că se pliază superb și că lasă o zonă perfect plată cu portbagajul, ele pot fi ridicate pentru a face loc multor chestii. Și tind să cred că aici în spate, atunci când scaunele sunt ridicate, intră două biciclete de adulți dacă le demontezi roțile față. Buzunarele spătarelor sunt și ele încăpătoare și au inclusiv o zonă dedicată pentru poziționarea telefoanelor. Pe de altă parte, portierele din spate nu au zone de depozitare, ci doar un suport pentru pahare. Aici în față, spațiile de depozitare sunt bine gândite, cu două porturi USB la îndemână aici în față, plus o priză auxiliară de 12V, dar și o zonă de încărcare prin inducție. La nivel de spațiu și caracter practic, eu zic că HRV-ul se descurcă admirabil, iar dezavantajele portbagajului mai mic sunt eclipsate instantaneu de modularitatea banchetei. Vă spuneam că versiunea testată de mine este Advanced Style, adică cea de top, iar adevărul e că primești în standard cam absolut tot. Tapiseria din piele și material textil, ecranul central cu o conexiune Apple CarPlay și Android Auto, climatizarea automată pe două zone, inclusiv sistemul audio premium cu 10 difuzoare, dar și volanul încălzit, precum și scaunele față cu încălzire. De asemenea, acționarea haionului este electrică, iar atunci când vine vorba despre sisteme de asistență, sunt puține lucruri pe care nu le ai. De la pilot automat adaptiv cu menținerea benzii până la recunoașterea semnelor de circulație. Și toate pot fi reglate și prin intermediul comenzilor de pe volan cu ajutorul instrumentarului de bord. Per total, mie îmi place această mașină. Interiorul este unul foarte bun, ținuta de drum e confortabilă și relaxantă, în timp ce spațiul din interior este fantastic, în special dacă iei în calcul spațiul de pe bancheta din spate. Sistemul de propulsie este eficient și nu-ți dă bătăi de cap și nici nu te trimite în căutarea stațiilor de încărcare prin parcări de supermarket. Și cel mai important e că îți oferă un consum mic fără să-ți ceară ceva la schimb. Așadar, dacă ești în căutarea unui crossover care să știe ce are de făcut și care să-ți ofere tot ce ar trebui să-ți ofere o astfel de mașină, eu zic că HRV-ul e musai de pus pe listă și de testat. Cam ăsta a fost testul meu cu cel mai nou crossover al celor de la Honda. În cazul în care materialul ți-a plăcut, dă-i un like, dă-i un share mai departe în social media și nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Treaba asta, serios, îți spun, mă ajută pe mine foarte mult și ne ajută să creștem acest canal. În cazul în care materialul nu ți-a plăcut, ai la dispoziție secțiunea de comentarii, dar și butonul de dislike. La revedere!